Salut, bă! Ce mai faceți? Cine dracu sunt eu și ce am făcut cu ăla care posta pe canalul ăsta? Habar n-am, să moară Fifi dacă nu. Salut, ce mai faceți? A venit Crăciunul. Ultima oară când am postat eu, avea începutem școala, dacă nu mă înșel. Următoarea dată când o să postez, o să plec și la facultate. Hai bine, bă, suntem cu zâmbetul pe buze, e bine. Poftică faptul că ajungeam destul de departe dacă continuam să postez, știi, zilele astea, dar eu... A, uite, 14 decembrie, 10 decembrie, 2 decembrie, 28 noiembrie, 26 noiembrie, 25 noiembrie. Mi s-a mai întâmplat, uite, vine Crăciun, am încercat să fiu un om mai bun, nu mai am nicio cameră cu care pot să filmez și iată-ne aici cu telefonul, sper să fie cât de cât ok. N-am putut, am zis, bă, hai măcar dracu să fac ceva, că nu se mai poate, n-am putut să de două săptămâni. Am o dată pe săptămână, parcă eram de la frate cu un milion de abonați, de-mi permis să postez o dată pe săptămână. Dar cea mai bună veste pe care o am e că de săptămâna viitoare de luni vreau să încep în fiecare gen dimineață, gen de pe la 11, o oră de live stream. Și seria asta la care m-am gândit eu că o să fac live în fiecare dimineață și o să atacăm câteva subiecte, gen o oră și vorbim numai chestia aia, după care, mă rog, am numit-o Peșleau. Să vă las imaginea pe aici, așa, doar două secunde, ca să vă fierb așa ca pe niște sărmăluțe în bragul Crăciunului. Aș vrea să vă povestesc, sau mă rog, să-mi împărtășesc părerea cu voi despre câteva lucruri nașpa în perioada asta sărbătorilor. Cred că în România, că numai în România găsești așa ceva. În primul și în primul rând, cel mai nașpa lucru. Bă, dar cel mai cretin, cel mai nașpa, cel mai... Băi, băiatule, mă. Băi, mănâncă și nasul. Bă, cel mai nașpa, mă. Măi, că toată lumea se agită, mă, de sărbători în România. La modul ăla așa un pic e. Bă, Diana, suntem cumva în 23 decembrie? Da, de ce? Lucian. Măi, Lucian. Păi stai, mă, că mă ia cu inima. Aolea. Chiamă-mă, nu mai, junghi, au. Vai. Prăniți-mă, uite, de copil prost, cheamă ambulanța, nu mai poate. Pune mâna și fă curat, că dau acum, Trebuie să împodobim bradul, trebuie să cumpărăm cadouri, trebuie să călcăm hainele, trebuie să vină rudele și să vă povestiți ce note ați mai luat în teză, ce nu știu. Păi, băiatule, da, tu ai dat teza? Da, frate, deci mă omoară, frate, că toată lumea e disperată, frate, să fie totul bine, mă. Că du-te, că băi. Nu știu, mi se pare că numai la noi, frate, e stresul ăsta înainte de sărbători, că totul trebuie să fie bine, curat, mâncare, tot, bine, cu sărmăluțe e, mă rog, dar zic așa, frate, în principal. Încă o chestie ar mai fi lumea multă, frate, care se duce la cumpărături. Frate, deci n-ai cum, e atât de full, frate, băi, toți boșorogi, frate, v-ați trezit toți din mormânt și mergem la cumpărături. Hai la cumpărături, ai bani? N-ai? Hai încoa, vino, cumpărăm, hai, vino. Lasă că-ți cumpăr eu, tu mai vino încoa să cumpăr. Vino mă că e reducere. Băi, vino mă încoa, mă, taci că e reducere, vino. Bă, lumea nu înțelege, după care le dă cu 5% prețul inițial pe care l-aveam. Da, frate, reducere, stai, boss, hai să cumpărăm, că stai un pic. Dar mi se pare o porcărie, frate. O să stai să-ți bei cafeaua, să te duci la singura casă, să-ți numeri zilele până mori, că ești moș, ai 90 de ani, te duci la cumpărături. Alte chestii care mă mai enervează înainte de sărbători e că lumea o ia prea în serios. Bine, frate, am înțeles, s-a murit Isus. Bine, frate, o fi murit în Isus ăsta, dar nu, frate. Sigur Isus o trimis un porumbel călător și să facem noi sarmale multe și să mergem la cumpărături. Sigur Isus o mai trimis un porumbel călător să zică, bă, hai să colindăm, lasă-i pe ăștia mici și negri să colinde, tu doar deschide, da. Am sigur Isus o fi trimis un mail să zică că trebuie să fie haos, frate, înainte de Crăciun, sigur. Bine, frate, eu cred că băiatul ăsta avea pur și simplu să fii mai bun, alea, să râzi, să te simți bine, să știi că ai și tu vacanța aia, să... Încă o chestie nașpa. Bă, a început să-mi displacă de acum chestia asta cu uratul și cu colindatul. Bă, mi se pa... Bă, e o porcărie, frate. Bă, cum o dat iarna și a început să colinde, frate. Bă, când mergeam, eu știam că mă duceam o dată înainte să vină Moș Crăciun, o dată de Revelion și atâta. Dacă eram noi șmecheri, ne lăsa mama, mergeam și cu sorcova. Cum, frate, băi, când s-a făcut 20 până pe întâi mergi cu colindatul. Bă, cum să nu faci tu vreo 2 milioane acolo de Crăciun, ești prost, mă? Băi, tu pitocule, ții și tu haină, treabă. Nu fi prost, mă, du-te, mă, colindat. Poftim, ai 17 ani, ai 1,90 m și ai barbă, da? Și când zon dă să... Am înțeles, bine. Ăsta cu barbă înaltă, hai mă și tu la colindat. Băi, e jalnic, frate, dar e chestia aia de a duce bucuria și fericirea în casa unui om când îl colindă. Acum mai mult e 5 lei, mă? Și cum arată o bagnotă de 10 sau... Ce ești așa chitros? Ieftinește FIFA, ce dai cu 5 cu de astea? Ești prăjit? Acum la noi e altfel, frate, dacă cumva la tine... dacă cumva simți frig în casă, deschizi geamul și vine căldura, frate. Nu cu calorifere, cu sobă, nu, frate. Ai deschis geamul, bă, îți bate un soare de la, bă, știi cum îți faci și casa? A, frate, cum sunt, da? Cam ăsta ești videoclipul, nu știu cum ești, lung sau scurt. Faza e că nu pot să pun telefonul pe trepie, să fac un sketch, n-am nicio treabă. Singurele chestii pe care le fac e să vorbesc așa doar și... V-am zis eu că de luni începem chestia aia și chiar vreau
să fie forțeu, frate. Gen, m-am zis, o să fie un live de o oră, de pe la 11 la 12, dacă nu mă înșel, dimineața. Sau e prânz atunci? Da, e prânz, la prânz, mă rog, 11-12. Se întinde pe 7 zile, nu mai avem miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică și în fiecare zi, nu știu, să fie un subiect pe care să-l discut o oră și, nu știu, să-mi spun părerea, ți-o spui și tu, ți-o citezi, ne contrazicem, ne mai dacă ne cu pani, mai dăm câte una dacă nu merge, ne mai înjurăm, ne mai nu, mai glumim, mai râdem, e forțeu, mă, e forțeu, muși de alea cu, wow. A, o să încerc să mai postez și până atunci aveți grijă de voi. Așa, apropiat zic, pa, bă, știi cum fac de fiecare dată, dar acum telefonul stă pe un fel de cutie, sprijinit de un pahar cu apă și nu vreau să cadă, așa că o să o zic încet, pa, bă. Înveți, plin de păreri, munte de hateri analfabeți. Trebuie să înțeleagă și Dorel, rupe-i capul, te-a transformat în tactul hip-hop-ul. Se rugau să învețe, s-a dus pulii de suflet, tot staful cântăreței. Organizatorii panicau, bilete și regrete, vai de capul lor de